Eu dacă era să-mi dea cineva câte 10 lei de fiecare dată când Firicel a tras clopotele pe la câte una așa, păi eu astăzi eram bogată, mă. Aveam și casă și mașină în București. Și mașină de aia scumpă, mă, cu cheie de buton. Și vilă în centru la bogați? Nu vreau coșmerie pe la margine. Bă, ce vilă, ce mașină, ce bogați, ce dracu vorbești aici? Vezi că te duci departe de subiect. Bă, sunt fix pe subiect, mă, Celentano. Fix pe subiect. Păi tu mă întrebi acum și îmi spui că de ce nu mă enervez eu și nu fac ca toate orătăniile? Păi de ce, mă? Numai din atâta lucru? Păi au trecut vremurile alea, mă. Am eu altele din care să-mi fac nervi acum. Adică ce? Păi uite, mă, că n-am și eu o mașină de spălat rufe, de exemplu. Că m-am săturat să stau dimineața la prânz și seara cu mâinile în apă rece. Că de câteva luni au început să-mi amorțească și degetele. Că n-avem și noi bani să ne ducem cu copiii într-o vacanță. Undeva acolo, la munte sau la mare. Să învețe, mă, și copiii ăștia. Că viața nu e numai sărăcie, mă. Să stăm și noi cu ei măcar undeva o săptămână, mă. Că n-avem și noi o saltea ca lumea de aia cu arcuri. Că stă și ne chinuim ca proștii pe asta de paie, care când ți-e lumea mai dragă, iese din neașteția pe unde nu te aștepți. Că degeaba vrei mai mult, cu cât vrei mai mult, cu atât parcă ai mai puțin. Că degeaba avem frigider dacă n-avem ce să punem în el. Mai vrei să-ți mai zic, mă? Că nu mă opresc până mâine dacă e așa. Nu, mai lasă, că îmi dă sur. Și cu Firicel, știu eu cum stă treaba. Calul, dacă nu-l înveți în ham de mic, când e mare, degeaba te mai chinui, mă, să-l pui să tragă la căruță. Că nu vrea. Și dacă până la urmă reușești, știi ce se întâmplă? Trage, uite așa, ca nebunul, în toate părțile și se răstoarnă căruța. Păi eu acum, la vârsta mea și cu 4 copii, tu crezi că eu mai vreau să mi se răstoarne căruța? Păi nu mai vreau, mă. Și știi de ce? Că nu mai am nici chef și nici timp să mai fac alta la loc. Așa că mă mulțumesc cu căruța asta pe care o am și nu-mi doresc altceva decât să-mi rămână pe drum. Că dacă mi-intră în porumb, o scot. Dacă se-mi potmolește, o împing. E simplu, mă. Firicel ăsta așa a fost de când îl știu, mă. Când eram mai tânără, niciun polițist nu era mai polițist decât mine. Toată ziua eram cu gura pe el. Ce faci, Firicel? Unde te duci, Firicel? Când vii, Firicel? Cu cine ai fost, Firicel? Și știi ce făcea Firicel? Râdea, mă, cu behăia la aia lui și își vedea de drum. Pleca dimineața și se întorcea seara. Habar n-aveam unde să duce, mă. Habar n-aveam ce făcea. Și știi de ce nu știa, mă? Că nu vrea să-mi spună. Ei, acum nu mă mai interesează pe mine. Eu nu mai vreau să știu nimic. Așa că ceea ce ai venit să-mi spui tu mie acum, mai bine nu te oboseai. Că nu mă interesează, mă. Înțelegi că nu mă interesează? Auzi, dar stai așa un pic. Că mă interesează. Ce ziceai tu, că gardul e manevra sau cum ai manevră zis? Ca să știi tu că s-a închis gardul, că el de fapt s-o călărească pe nevastă-l pandel. Păi asta e de bine, mă. Ce mă de bine? Că te-am mințit? Asta înseamnă că-i pasă, că până acum îl durea în curmă dacă aflam eu ceva și dacă mă supăram. Știi ce înseamnă asta, mă? Înseamnă că-i pasă și că el își dorește să rămână căruța pe drum. Și asta pentru mine, la vârsta mea, este tot ce contează. Așa că tot ceea ce mi-ai zis tu mie nu poate să fie decât de bine. Mă duc să beau ceva. Mă duc să mă duc să zici că tu n-ai, că n-ai. Tu însă ai că n-ai, n-ai. Mă duc să beau ceva. Păi cine, bă, să înțeleagă, bă, ce-i capul unei femei? Tu să te bucuri, el te minte. Nu pot să înțeleg, nu pot să... Deci, mă, deci n-ai nimica de băut și să păstrezi niște fasole. Da, mă, îți păstrez. Vino așa, cam peste ori. Țara, o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți!